fac un apel la autoritățile Republicii Moldova. Lăs eu cu prezidențiale. Deci a fost răpit un polițist. Să iasă Voicuș, dă niște explicații clare, așa cum a făcut o săptămână trecută în favoarea lui Dodon când l-am găsit pe Plahotniuc în Istanbul și Voicu iese și comentează când îl roagă Dodon. Dar aici nu a ieșit nici cu o poziție clară. Mulțumesc. Astăzi adică a fost răpit un polițist din Republica Moldova de serviciile din Transnistria. Exact. Și asta a fost întrebarea mea. Da, să ies la tribună și spun, stimați cetățeni, Doamne ferești, eu de-am deja el aveți să fie adus acasă. Cum intram eu în Transnistria? Sub care identitate? Care ar fi fost grupul de reținere și de liberare? Înțeleg. Dar vedem acum, că văd că la SIS se discută acum două formule. Prima că a făcut-o Dodon ca să-și arăte că e salvator, cum a făcut-o cu piloții din Afganistan, când l-am acuzat eu, ca să-i ții Dodon cu Plahotniuc până la alegeri parlamentare. Să nu fie același scenariu. Eu cum vreau să vorbesc cu familie. Ia că noi și discutăm.